Lipsurile din sistemul sanitar dau mari bătăi de cap managerilor de spitale din Gorj. La spitalul din Turceni, lipsa medicilor creează dificultăți în desfășurarea activității medicale. La urgențe nu este niciun medic, deși ar fi nevoie de 4. Conducerea unității medicale apelează la doctorii de pe alte secții. În momentul de față avem aprobarea Ministerului Sănătății pentru funcționarea compartimentului primiri urgențe în cadrul unității noastre. În momentul de față am avea nevoie de un număr de 4 medici cu specialitatea în medicină de urgență. În momentul de față nu avem niciun medic angajat pe compartimentul primiri urgențe. Serviciile de urgență se realizează în cadrul spitalului cu ajutorul medicilor din cele două specialități, medicale sau chirurgicale. Conducerea a căutat și soluții pentru deficitul de medici. Pentru acoperirea necesarului de personal medical, în perioada următoare se va organiza un concurs pentru ocuparea posturilor deficitare. În perioada imediat următoare, aceste posturi se vor scoate la concurs. Așteptăm aprobarea Ministerului Sănătății în vederea scoaterii lor efective la concurs. Reprezentanții Spitalului Oroșenesc Turceni spun că se descurcă cu dificultate, mai ales atunci când în secția de urgență a unității medicale ajung pacienți politraumatizați care necesită investigații suplimentare. Din lipsa medicilor, aceștia sunt transferați la Spitalul Județean din Târgu Jiu.